Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stănceu, sunt astăzi la Tribuna Polisportivă, o nouă emisiune despre handbal. Nu aveam cum să facem altfel, pentru că ieri, la Sfântul Gheorghe, în Final Four-ul Cupei României, contând pentru ediția trecută 2019-20, SCM Politehnica a obținut medaliile de bronz, iar mâine echipa va începe noua ediție 2020-21 a Ligii Zimbrilor, campionatul național, prima ligă. Tot la Sfântul Gheorghe se vor desfășura în sistem turneu primele trei etape din acest campionat, astfel că nu puteam, repet, decât să facem emisiune de handbal și astăzi, urmând să revenim la fotbal cu siguranță lunea viitoare. Invitatul nostru este un nume mare al handbalului, timișorean din istoria acestui sport, care ne-a adus atâtea satisfacții aici în orașul de pe Bega. Este domnul Petru Ianto, fost emblematic jucător al anilor 80, component al echipei care a cucerit Cupa României în 1986, primul astfel de trofeu pentru handbalul timișorean masculin. Domnia sa a fost de asemenea campion mondial universitar cu România în 1985, a fost și internațional al României la seniori și multe altele. Bine ați venit în emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Pentru că domnul Ianto are foarte multe lucruri interesante de spus, pe care le-am descoperit pe parcursul discuțiilor noastre telefonice. Vom face ulterior o emisiune despre cariera domniei sale, o carieră foarte frumoasă. Iar acum vom vorbi despre actualitatea handbalistică, despre, în primul rând, despre Final Four-ul de la Sfântul Gheorghe. Da. A fost o competiție reușită. După 6 luni de pauză, ne-am bucurat că s-au reluat meciurile și partea bună este că Poli Timișoara, noua componență, cu un nou staff tehnic, jucători noi, mult mai tineri, în bună parte, a făcut față cu brio. Deci... Da, mă iertați că vă întreb. Ați punctat deja ceva foarte interesant. După 6 luni de pauză, ultimul meci a fost tocmai în 8 martie, peste 6 luni de pauză, atenție, tot cu HC Dobrogea Sud Constanța, în campionat a fost o victorie în sala Constantin Jude. Da. Atunci. Acum, cu siguranță că noi cei care urmărim handbalul îndeaproape, știm că echipa a trecut în vară prin mari transformări. Pe de altă parte, Constanța ne pare că s-a întărit mai mult față decât era oricum o echipă foarte bună, astfel încât aveam așteptări mici de la această semifinală, însă echipa alb-violeții au reușit un joc foarte bun, spun eu, și au condus destul timp. Au pornit ca din pușcă. 40 de minute, practic, da. Am fost peste ei. În schimb, experiența, totuși, banca mai lungă a Constanței. Plus să nu uităm, i-au avut 2 meciuri deja în cupele europene, ceea ce este foarte important. Cu o echipă din Rusia, s-au calificat în turul 2 preliminar al EHF European League. Fosta cupă EHF până în vară s-a numit cupa EHF. Da, deja au avut 2 meciuri oficiale. Da, deci e foarte important, pentru că în perioada asta, practic, băieții numai s-au antrenat și nu au avut voie să joace meciul amical. N-au avut nici măcar un amical. Vă dați seama. Deci, practic, ai început de la zero, ai intrat direct în teren. Mi-a fost frică chiar să nu avem ceva accidentări. Oricum, de mâine iară sunt 3 meciuri, deci în 6 zile, 5 meciuri, va fi destul de greu, mai ales pentru niște jucători care acum au început să joace direct. Da, să sperăm că nu vor fi accidente. Asta e în primul rând. Vă spun, echipa mi-a plăcut, cum a stat în teren. Cei tineri de Liviu Caba, îl urmărisem deja anul trecut, mi-a făcut o impresie bună deja de anul trecut. Fiul noului nostru antrenor, da, Vlad Caba. Liviu Caba deja are selecții în naționala de seniori, știu asta de la Viorel Jurcuț, ofițerul de presă al clubului. Deci la un moment e al doilea lui an de seniorat, a jucat la CSM București. Și deja se anunță ca un viitor mare jucător. Sper să nu aibă parte de accidentări și să ușor, ușor să crească de la meci la meci. M-au surprins plăcut și cei doi frați, Dedu,
de cel mare, președintului FRH. De cel mare, pe cel mare urmărise, mai mult în apărare, dar m-a surprins plăcut cel mic, pivotul, care are alonjă, are jocul bine învățat, jocul de pivot, și cred că va crește și el încet, încet. Am mai intrat un portar tânăr, Pal, în locul lui Tkaciuk, și evident greu partidelor l-au dus veteranii, să zic așa, deci ne putem baza în continuare pe Fenici. Tkaciuk a prins foarte bine. Sadovea, că a fost golgheterul nostru în meciul cu Dobrogeni. Da, da. În al doilea meci, Baros. Da, și exact, 9 goluri a dat Baros. Da. Baros este o căință importantă. Este o căință importantă, deci aleargă foarte bine pe contraatac, are procedee bune de pe extremă. Văd că s-a integrat de la în echipă. Nu știm de cei doi jucători sârbi, care n-au avut drept de joc din motive, da, birocratice. Da. Da. Nu numai Polia a avut probleme de genul ăsta. Nu, multe echipe din Liga Națională. Vreau de Milošević, de portarul și de Slavulița. Așa, da. Interdeapta. Partea bună că și ei sunt în categoria jucătorilor tineri. Deci, interdeapta are 22 de ani, iar portarul are 25 de ani. Deci, e mult mai echilibrată echipa anul ăsta din punct de al vârstei. Avem vreo... Deci au fost 15 jucători care au fost folosiți în cupă. Din aceștia, 5 jucători sunt peste 30 de ani, 5 la 24-28 și 5 copii. Ceea ce e destul de bine echilibrat ca și într-o formație. An de zile ne-am dus cu oameni cu experiență mare, da, da, da. Și acum ei încet, încet va trebui să fie schimbați. Da, vom vorbi despre această schimbare de strategie. Haideți să ne referim și la finala mică, o victorie așteptată contra echipei din Bacău. Bacău a avut probleme mari în vară. Ce probleme au avut? A avut probleme financiare, nu știau dacă se vor înscrie în campionat. N-am știut asta. Da, au pierdut niște jucători, iar va trebui să vină un antrenor, Iacob, care... Fostul internațional? Sigur, care este antrenor, care a activat și la Constanța și la Focșani. Da, da. La ora asta e la Steaua și mai are un an de contract cu Steaua, iar el a cerut să meargă acasă, el fiind băcăuan. Și Steaua nu-i dă drum. Deci sunt în litigii la comisiile federației. Deci, practic, n-a avut antrenor pe bancă, a fost secundul la acest meci cu Poli. Deci au început târziu. Dariu este o echipă arțăgoasă, este o echipă care s-a bătut frumos, s-a bătut și cu Dinamo în semifinale. Deci n-a fost chiar un meci ușor pentru Poli. Ceea ce e îmbucurător este că e o victorie importantă de început de sezon pentru moralul lor și de aceea ne bucurăm. Și medalia de bronz este foarte bună, mai ales în condițiile actuale. Așa este. Dinamo câștiga trofeul în finala disputată ieri contra Constanței, iarăși oarecum aștepta Dinamo dominând de câțiva ani buni, se vede și în Liga Campionilor ce performanțe frumoase au avut. Dinamo a revenit după o perioadă în care a fost în declin, deși de-a lungul timpului Dinamo Steaua au fost două puncte fixe. Am vorbit noi despre anii 80, când era aproape imposibil de pătruns, de cucerit titlul, deși și Poli și Baia Mare erau echipe extraordinar de bune. Mâine începe Liga Zimbrilor, un format atipic, cel puțin pentru început, sigur că fără spectatori, din păcate, nu știu cât va mai dura, nimeni nu știe cât va mai dura această situație. S-a ales, se va juca tur-retur, sezon regulat și apoi play-off, play-out, dar iată că începe campionatul cu meciuri sistem turneu, toate la Sfântul Gheorghe. Sunt două săli acolo, sala Polivalente și sala... Cati Sabo. Sabo Cati, am văzut că e denumirea oficială, pentru că în maghiară... După gimnastă, mă dumneavoastră gândesc. Știți foarte bine, fiind etnic maghiar, da. Întâi e numele de familie și apoi... Da, marea gimnastă e Caterina Sabo.
Prima etapă, așadar, mâine Poli de la ora 17 cu Potaisa Turda, locul 2 în momentul înghețării sezonului trecut, echipă care de asemenea s-a calificat în turul 2 preliminar în European League. Da, au câștigat cu echipa croat, din Slovenia. Slovenia. Sau da. Croația. Gorița, dar nu știu care e Gorița. Nu, e Croația. E Croația. Da. Știți că e o Gorița și în Slovenia și una în Croația. Asta e echipa din Croația, da. Deci după ce au plecat acasă și au câștigat în schimb acolo. Deci e un rezultat foarte bun pentru Turda. Începem cam abrupt campionatul, da, cu o echipă bună și o echipă care... Iată, din primii trei adversari întâlniți, doi sunt care deja au jucat în cupele europene, Constanța și Turda. Da. Deci o echipă solidă, de câțiva ani joacă cu foarte mici modificări în lot. Și își propune păstrează, chiar titlul în ultimii ani. Își păstrează osatura cu aceeași staff tehnic, administrativ, sprijinit de tot orașul. Acolo la Turda este foarte greu de câștigat pentru că râul Ramu îi ajută. Mai iertați că mă întreb, pe vremea dumneavoastră Turda era în prima ligă, că nu mai știu. Deci, practic, Turda există de când frații Gal s-au întors acasă, ei sunt din Turda, fostul meu coleg Horațiu Gal. Horațiu Gal? Da, este antrenorul Turdei. Da. Și Ovidiu Gal, fratele, a fost și el la Poli Timișoara. Ei s-au întors acasă și au inițiat un proiect handbalistic. Ei au promovat echipa în prima ligă. Da. Bine, acolo există și o școală. Au înființat o școală de juniori, au toate, la toate nivelurile de juniori. E un proiect frumos și poate ei sunt sufletul. Și nu există alt sport în Turda decât handbal, practic. Și atunci, bineînțeles că se mișcă destul de bine în acest sens. Iată, un început foarte greu pentru Poli. Ziua cealaltă, următoare, adică miercuri, cu CSM Vaslui, un meci pe care îl considerăm mai ușor, iar apoi cu HC Buzău, unde în această vară nu s-a dus antrenor Pero Milosevic, cel care a fost 5 ani pe banca noastră. Da, este și fiul să joacă acolo, și sau Vuc, Baba Safari, care portarul iranian. Și au mai adus jucători, au mai adus cu experiență. Nu știu, nevăzând, nu pot să-mi dau seama, nu știu cât de bine, cât de închegat sunt la ora asta. Acum, dacă vreți, noi jucăm al treia meci cu ei. Ei primele două meciuri au meciuri grele, au cu Baia Mare, chiar înaintea noastră. Și s-ar putea să și cu Călărașul în prima etapă. Deci, teoretic, ei au două meciuri grele. Da? Noi avem un meci foarte greu și unul mai accesibil. Cred că foarte important în campionatul ăsta va fi să câștigăm cu echipele care trebuie bătute. Că e clar că sunt 4-5 echipe grele, de care, bineînțeles că trebuie să te iei în piept cu ele, dar important e să aduci puncte cu echipele care sunt accesibile. Anul ăsta sunt 16 echipe în prima ligă. Da, s-a mărit numărul cu două din cauza pandemiei, anghițării sezonului. Adică 4 direct și două merg la baraj. Da. S-a început campionatul cu turnee. Ideal ar fi, dacă tot s-a început cu turnee, să și continue cu turnee, pentru că la un moment dat ar fi un dezavantaj de să joci. Da. Turnee... De exemplu, Poli cu Turda e considerat acasă pentru Poli. Și cu Buzău la fel. Da, și cu Buzău la fel. Ar fi fost un avantaj să jucăm cu ei la Timișoara, evident. Absolut. Jucând pe teren neutru, șansele se mai echilibrează. Vom vedea ce va hotărî Federația Română de Handbal când ne va mai lăsa pandemia asta să ne vedem de viețile noastre. Ce spuneți despre schimbarea de strategie din această vară de la club, când iată se merge pe elemente tinere, să zic așa, într-un limbaj mai de lemn, pe promovarea chiar a produselor din propria pepinieră, pe mai mulți jucători români decât până acum, când erau foarte mulți sârbi, în special, sau din fosta Iugoslavie. Este clar o schimbare de strategie cu o țintă, așa, un proiect pe 3-4 ani anunțat de directorul SCM Timișoara, domnul Vasile Rușeț. Sincer, mie îmi place tare mult acest proiect, sper să-l vedem și dus la capăt, în ideea în care e senzațional să ai o echipă plină de străini, dar
măcar să joci ca Dinamo, în grupele Ligii Campionilor și să te bați acolo cu cei mari. Noi sezonul nou ăsta care s-a încheiat și a fost practic întrerupt de pandemie, celălalt, 2019, când am avut, spune, o echipă foarte bună, nu? Cu Dragaș, cu Marianovic și toți jucătorii care au fost și unii nu mai sunt, cu Fenici, cu Sadovea, care au rămas, Caciuc. N-am putut lua decât locul 7, un loc mult sub așteptările noastre. Eu, da, văzând toate meciurile de acasă și cele din deplasare televizate. Deci, mult prea puțin un loc 7 pentru câte, cred că și eforturi s-au făcut din partea clubului și numele grele, care Orbović, Pribanić, da, Câmpan, o echipă frumoasă, da, da, tot. E, acum începe un nou proiect, așa să zic, ca pe vremea, nu comuniștilor, că nu, să zicem, ca în anii 80, când la fotbal, mai ales de unde vin eu din fotbal, el venea Mircea Lucescu la Hunedoara, începea un proiect, venea Jack Ionescu la Poli, începea un proiect pe câțiva ani. Atunci puteai să ai niște previziuni clare. Cred că era pe undeva de înțeles că va urma această perioadă. De ce? Pentru că echipa de pe vremea lui Milošević, primii 7, cred că erau toți pe la 30 de ani. Și chiar și câteva reze. Deci era o echipă matură, într-adevăr, pe care te puteai baza, dar la calendarul la un moment dat s-ar fi epuizat fizic, clar, cât poți să joci cu, da, jucători peste 30 de ani. Deci o primenire era necesară la echipă. Și cred că vine la momentul oportun acest proiect. Sigur, am uitat să spun și mă iertați că vă tot întreb. A luat Cupa României anul trecut această, sigur, echipă, sigur, și un trofeu rămâne în istoria de aur a handbalului timișorean. Sigur. Deci, clar, acest proiect a avut niște rezultate, nimic de zis. Dar cred că periodic trebuie să mai aduci 2-3 tineri, să-i pregătești, să înceapă să joace, ca ei încet să prindă experiență. Deci, pe lângă cei cu experiență, care joacă clar minut de minut, trebuie să aduci tot timpul tineri din urmă. Deci, clar, acest proiect este atrăgător. Consider că s-au dus jucători buni, tineri. Există și această pepinieră al Timișoarei, să nu uităm. Chiar săptămâna trecută l-am avut, da, pe Attila Horvat în emisiune, antrenorul juniorilor, campion național anul trecut la junior 2. Probabil și anul ăsta ar fi ieșit campion național, da, pentru că are echipă într-adevăr foarte bună. Sper și la junior 1 să facă față. Clar vor fi și promovați. Ideea este, aici e cheia problemei, ca jucătorii tineri să joace. Că dacă numai te antrenezi, nu poți să faci, nu poți să progresezi. Și atunci au început să joace, Liviu Caba e titular, frații Dedu văd că sunt băgați. Deci încet, încet, ca peste un an, doi, ei deja să fie titular cerți, să mai aduci 2-3 tineri din urmă, să se antreneze cu echipa mare, într-un anumit cadru, da, să învețe, pentru că trebuie să ne gândim că totuși Sadovea care e 35, Fenicia e 34, Caciuc 32, deci încet, încet vor avea, adică va trebui să le dai mai puține minute, să vină numai cu experiența și să vină tinerii din urmă. Deci, ca să concluzionez, îmi place proiectul de la Poli. Sper să fie susținut și financiar, că asta este... Fără asta nu se poate. Fără asta nu se poate. Evident că jucătorii tineri nu sunt la sumele celor cu experiență, deci mă gândesc că costă ceva mai puțin. Deci și financiar, să zicem, este o relaxare, da? Deci presupun că sunt bani mai puțin la echipă. Dar echipa va crește. Îmi place cum a început acest proiect. Cu Liviu Caba, cu tatăl lui, cu Vlad Caba, ați apucat să jucați. Sigur, cu siguranță. Sigur. Am fost... eu sunt din 78 la Poli, el e tânăr fiind, el e 6 ani mai mic decât mine.
Deci el a apucat să am jucat că 2-3 ani, după chiar aia a dus la Steaua. Chiar apare și el în fotografia, celebra fotografie de grup în care Poli expune trofeul Cupei României din 86. Da. El era junior în echipă atunci. Suntem vreo 22 acolo, pe vremea, gândiți-vă că erau 12 care erau dezbrăcați, acum sunt 16. Da. Deci, practic, 12 au avut loc în semifinală, în finală, mă rog, în meciurile importante, dar era foarte important că ei se antrenau deja cu noi și el cred că s-a dus la Steaua mai departe, după aceea s-a întors, a fost aici când a ieșit campion. În 91. În 91, pe aceea s-a dus mai departe, a jucat în Croația, a jucat în vest. Ați jucat și alături de Alexandru Dedu, președintele Federației? Da, am jucat, cumva a fost ca o schimbare de ștafetă, că el când a venit, după aceea am plecat, dar am apucat să jucăm împreună. Eu m-am dus mai departe, către Seged, către Arad și el a continuat aici, la Timișoara. Da, Segedul nu se numea PIC? Se numea Volant Seged, era echipa societății de transport. Da. Era pe locul 13 pe vremea aia, deci nu era o echipă. Nu asta. Era o forță a Europei. Nu era ca acum, dar era pe locul 3 în Ungaria, deci am participat cu ei în cupele europene, cu Segedul. N-a fost ca echipă slabă, era și foarte aproape de Timișoara și... Cum de nu mai activați în momentul ăsta în handbal? Pentru că dumneavoastră, după retragerea din activitatea de jucător, ați fost și antrenor secund, parcă și la juniori. Nu, la echipa mare secund, am fost manager sportiv, director sportiv, director tehnic, tot de titulatură am avut. Am ajutat cât am putut la echipă. Eu având și jobul meu de bază și atunci, practic, mă ocupam când puteam. A fost foarte greu din acest punct de vedere, că aveam două... Dar am făcut-o cu plăcere. M-a ajutat când am putut. Acum, proiectele s-au tot schimbat, au venit alți oameni după mine, dar mă bucur că am putut ajuta și din această postură, numai din postura de jucător. Deci, și la ora asta le țin pumnii, sunt alături de ei, practic mă bucur la orice succes de-al lor, că sunt timișorean și polist. Da. Pe finalul emisiunii, dacă dumneavoastră mai doriți să adăugați ceva pentru telespectatorii noștri? Da, păi le țin în primul pumnii la băieți. Sper să înceapă bine campionatul și doresc cât mai sus în campionat. Și putem să ne batem, nu la titlul anul ăsta, e clar, la primele locuri, la, eu știu, țintim o calificare în cupele europene? Nu știu. E greu, așa-i? E greu. Dinamo, Turda, Constanța, Călărașul, Steaua, Și-a făcut echipe. Și Baia Mare. Baia Mare, Baia Mare și-a făcut echipă. Deci sunt echipe bune. Da, e un campionat bun, așa-i? Da, e un campionat foarte bun. Un campionat foarte bun. Străinii au dus o plus valoare. Bine, Dinamo, clar, sunt sus de tot. Sunt pe în altă galaxie. Și vin restul echipă. Dar restul echipă se stădesc. Se stădesc să țină pasul și... Dinamo a pierdut 3-4 meciuri în campionatul trecut, dar mergând pe două fronturi. Liga Campionilor au ajuns foarte sus. Acolo practic n-a pierdut deloc Liga Campionilor. Da. Urmau să joace cu Barcelona. Dinamo este un proiect... Cu Barcelona sau cu Paris Saint-Germain? Nu cu Paris Saint-Germain. Cu Paris Saint-Germain trebuia să joace. Da, a venit pandemia și se asta. Un meci fantastic, vă dați seama. Da. Deci au o galerie în spate, acolo există un sponsor puternic. Da, nu-i dați pe lângă Dinamo, pe lângă echipa Dinamo. Ei s-au axat pe jucători din zona africană, tunisieni, algerieni, egipteni, plus sârbi au vreo 2-3, deci și ai noștri. Deci practica noastră i-au dus jucători buni din campionatul nostru, pentru că s-a schimbat. De anul ăsta sunt 8 jucători români trebuie să ai pe foaie și în permanență 2 jucători români trebuie să fie în teren. În teren. Mi se pare foarte puțin acest număr, dar domnule Iatu, suntem la finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc tare mult, un interlocutor extrem de agreabil și vă promit că îl vom mai avea în emisiune, mai ales aflăm cum a fost handbalul și prin anii 80, când era un cult pentru handbal aici la Timișoara, iar România era o forță handbalului masculin mondial. Mulțumesc tare! Mulțumesc și eu! Ne revedem
Miercuri la Istoria Fotbalului, un nou episod cu domnul Călin Rosenblum și din nou lunea viitoare Tribuna Polisportivă, mai mult ca sigur fotbal. Să ne revedem sănătoși!